o foaie aici. Nu e o veste bună ca la podul, deci o veste proastă. Contract de finanțare de 4 ani. Drum tranzitat de cel puțin 260.000 de turiști care vin în județul de acolo la Salinele, la Bucovina. Lucrurile au început în 2018. După analiza făcută de Consiliul Județean, nu există o perspectivă realistă, credibilă, ca acest drum să fie finalizat până la finalul anului 2019. Ca atare, solicitarea, rugămintea noastră este să trimiteți o corpul de control, audit, să aflăm de ce acest contract tergiversează în a se implementa. Dacă există condiții și motive legale și rezonabile să se rezilieze contractul între UAT Târgocna și Ministerul Dezvoltării, astfel încât acest drum să-l transferăm la Consiliul Județean, să facem o asociere Consiliul Județean cu Consiliul Local Târgocna, sunt formule de astfel încât anul acesta totuși acest drum să fie practicabil și modernizat, așa cum și-a dorit guvernarea PSD încă din 2015. Da. Din cauza unui primar PSD, sau fost primar PSD, acest lucru nu este realizabil nici în 2019. Sunt lucrări suplimentare care depășesc aproape 76% din contract. Și 70%. Și nu se regăsesc în documentația de licitație. Asta va constata misiunea de audit. Va trebui să răspundă la niște întrebări înainte de a... Pe scurt, pe colegii noștri din presă îi plouă. Nu... Mi se pare incredibil ca o primărie, un primar, să primească finanțare pe un obiectiv atât de important și de atâția mari de ani să nu fii în stare să duci la bun sfârșit. Așadar, nu trebuie foarte multe cuvinte, foarte multe povești, foarte multe propoziții. Săptămâna viitoare voi da dispoziție corpului de control să vină aici, să ia totul hârtie cu hârtie, contract, achiziție, materiale, tot ce e nevoie, pentru că nu mai îmi doresc să ne batem joc de oameni așa cum s-a întâmplat aici. Nu este vina aparține exclusiv, din punctul meu de vedere, autorității locale, pentru că nu poți de atâția ani să nu fii în stare să finalizezi un asemenea obiectiv, doar dacă ai cu totul și cu totul alte interese. Nu vreau să speculez, nu vreau să spun nimic suplimentar, așadar de săptămâna viitoare aici va veni corpul de control cu specialiști de la direcția care gestionează PNDL-ul, pentru că îmi doresc la fel de mult ca și colegii mei din Bacău, ca acest drum să fie odată închis. În 2015, să fim în 2019 și noi să vorbim că ne potignim de 800 de metri, în condițiile în care ai avut finanțarea și ai fost printre primii care ai semnat contractul de finanțare. E punctul meu de vedere, v-am spus, am făcut-o și public, e un caz aproape unic la nivel național și am de gând să și rămân așa, pentru că cine mai face așa ceva, după ceea ce voi dispune după control, nu se va mai întâmpla și o să mă asigur de acest lucru. Ieșim, practic, din etapa în care domnul Șilochi tot spune peste tot, și e mesaj pentru dânsul acesta, în care spune peste tot că guvernarea PSD și Consiliul Județean și nu mai știu cine, doamna deputat, eu nu susținem, intrăm în etapa în care vrem să aflăm și noi adevărul de ce 800 de metri de drum, deși o finanțare de 4 ani, nu se realizează. Intrăm în această etapă a analizei ca cei din Târgu Ocna să afle adevărul și să nu mai stea în plasa de paiaj înțesută de domnul primar. Mă interesează mai puțin ce culoare politică are primarul, sincer, în schimb mă interesează. Nu, vă spun eu, e primar ales la PSD și trebuie să constatăm că deși e campanie electorală, nu ne crampunăm în calitatea dânsului de primar PSD, ne asumăm să nu ne susțină domnul Șilochi. Păi nu, am și eu un mesaj pentru domnia sa, de-aia v-am spus că îl tratez exact cum ar trebui să tratez un primar care de 4 ani de zile își bate joc de investiție. Exact așa îl tratez, indiferent de numele acestuia, de culoarea politică. Din nefericire a fost colegul nostru de partid, dar fapta rămâne să fim capabili 800 de metri în condițiile în care îți vin 260.000 de turiști în fiecare an la tine în comunitate. Asta înseamnă beneficiu și tu să nu fii în stare să faci așa ceva, mi se pare de noapte mință. Dar... Scriptic este la PSD, practic eu nu pot să răpesc din timpul colegilor, este prea mult timp alocat ca să pierd timpul cu excluderea, dar v-am zis clar colegilor din Bacău, domnul Șilochi nu ne mai reprezintă de mult timp și veți vedea asta în 2020. Vă mulțumim! Mulțumim și pentru solicitudine, și pentru răbdare, și pentru stoicism. Și pentru umbrele.
trăit, am dat noroc. Din Târgu Orna, m-am luptat foarte mult, domnul Dragoș, știți problema? Domnul, am trimis lui domnul Andrușcă, scris am adresa, seara am sunat la TV, chidul doamna, domnul Șilochi, domnule, se lucrează foc continuu, chiar... Domnul Dima, dumneavoastră ați înțeles că banii sunt, nu știu, sunt numai problemă, sunt asigurați? Nu, unde-i focul? Din 2018, luna mai 2018, scris, am scris de la Andrușcă, în care primarul spune, este gata drumul. Ăsta trebuia să fie prima dată. Ăsta este. Pe parcare nu există. I-am scris lui domnul... Albini. Auziți? I-am scris lui domnul... I-am scris lui domnul Andrușcă și omul a zis, domnule, faci drumul dincolo. Am o rugăminte, dacă toți suntem și ați venit. Haideți să mergem o leacă prin Târgu Orna. L-am rugat mereu pe prima. Hai, domnule, cu mine. Strada Vișorii nu-i gata. Să vă arăt din picii vorba. 200 de metri la cimitir. Domnul Dima, haideți să ne înțelegem puțin. Am un respect, știți că am vorbit. Că respect, haideți să ne înțelegem puțin. Noi aici trebuie să rupim pisica, să rezilieze contractul, să afli toți oamenii de ce nu s-a făcut acest drum. Îl luăm la Consiliul Județean. Vreți să vă duc la un om acum? Îl luăm la Consiliul Județean. Știți ce-a făcut? Vreți să vă duc, domnul Bacoveanu? Domnul Dima, dacă domnul Șilăc era un primar destoinic, eram cu dânsul aici. Da. Îl anunțam măcar. Vreau să vă spun ceva. Nu, domnul Dragoș, am o rugăminte. Mă bucur că ați venit și vă felicit. Vă duc la un om unisotenat șanțul în casa lui cu apă. Cum adică treaba asta? Nu are legătură cu drumul de aici, da. Sau cu portul din comuna Oitești. În an de zile oamenii cred că sunt improvizat. În dreptul știi situația, administrația locală n-a făcut nimic în direcția asta. La Oituz, podul Călcâi și la Pavel Eghet, o colescă rută destul de dificil de mers. Dar înțeles că a fost problemă cu acel pod acum în ultima vreme. În urma ultimilor inundații. Exact, inundații. Am vorbit astăzi cu domnul primar. Podul pe care ei trec e strâmb. Am înțeles. Adică nu e regulă. N-aș vrea să le amestecăm. Nu, n-are legătură, am și zis. Pot exista motive obiective uneori pentru care o investiție merge mai greu. Noi aici suntem o investiție care, din motive aiurea, motive subiective, trenează. Podul de la Oituz. Eu știu că la Oituz este un primar destoinic, un om care își face treaba și... Nu, n-aș face o paralelă între... Nu sunt eu, v-am întrebat altceva legat de dacă toți suntem aici. E totuși un pot, un drum comunal, nu s-a actualizat chiar cu toate informațiile. Că după aia zice lumea că mă pricep la toate și chiar nu mă pricep la toate. Specialiști corect. Mulțumim! Mulțumim! Domnul aici,